Lumina din felinar, un calendar cu povești de advent. Drumul cel pietros spre Betleem. Se făcu așa că Maria și Iosif erau pe drumul spre Betleem. Măgărușul pășea viu înainte la pas mărunt. Iosif era obișnuit cu drumurile lungi și mai avea cu sine și un toiag, așa că și el pășea cu destoinicie pe lângă măgar. Maria, maica Domnului, încerca după puterile ei să țină și ea pasul. Dar picioarele ei delicate se loveau într-una de pietrele întunecate și ascuțite ale drumului. De fapt, biata își ținea dinții îngleștați ca să nu lase durerea să-i fie văzută. Totuși, o lacrimă țâșni din ochii ei și lacrima nu se lăsă ținută și se prelinse pe obraz. Firește, măgărușul nu văzu nimic și nici Iosif. El era mereu atent să țină drumul cel bun ca să nu se rătăcească. Dar îngerul care îi însoțea pe cei trei în drumul lor, văzu că Maria plânge. Atunci se înclină spre ea și spuse așa: Maica Domnului, de ce plângi? Ești, iată, pe drumul spre Betleem, unde îl vei aduce pe lume pe copilul sfânt. Nu te bucuri, oare, pentru lucrul acesta? Maria îi răspunse: Cu cât drag vreau să-l întâmpin pe căpilaș. N-am de ce să mă plâng, doar pietrele astea întunecoase și ascuțite îmi lovesc și îmi zgârie picioarele. Așa că mersul meu este mult, mult mai greu. Când îngerul auzi aceasta, își îndreptă privirea către pietrele drumului și se uită la ele prin ochii săi luminoși. Și ce să vezi? Sub privirea lui, strălucitoare, pietrele își schimbară înfățișarea. Muchiile tăioase și ascuțite se rotunjiră. Și nu numai atât, căpătară și culori strălucitoare. Prin unele dintre ele puteai să vezi ca prin sticlă și păreau că scânteiază sub lumina minunată a îngerului. Așa putu Maria să pășească liniștită pe drumul cel luminos și strălucitor și nimic și nicio durere nu-i mai pricinui drumul spre Betleem. Noapte bună și somn ușor.